La mine a venit la începutul mandatului un agent economic și făcea așa cu cheile și spune că noi când eram până acum aici la fondul ecologic, noi hotărăm tot. Noi cu fond, mie, cu primarii noștri și după asta fondul oamenii ăștia erau noștri și eu m-am supărat atât de tare, am zis cât să fiu eu ministru, niciodată nu o să mai vină la noi și mă îndoiesc că el are o activitate corectă. După care am constatat că avea o activitate foarte ne la locul lui acest agent economic în relația cu fondul. Nu există aceste lucruri. Dacă dorim să schimbăm lucrurile în situație, în domeniu, atunci trebuie să fim intransigenți. Da.